Să ne vizitați. De ce ați ales Radio Timișoara? Cine vorbește? O avem aici lângă noi și pe Ana Maria Moldovan, mica noastră artistă. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! De ce ați ales Radio Timișoara? Pentru că este un radio local foarte cunoscut, este unul foarte frumos și care are atât de multe povești. Ah, ce frumos! Ai venit cu vorbele la tine în dimineața asta, Ana. Voi ascultați Radio Timișoara, copii? Da! Sau sunteți la școală și nu prea aveți timp? Dimineața! Pe mașină! Da, pe mașină! Alături de noi este și doamna învățătoare Micșa Alina, greșesc? Nu, așa este. Bună dimineața, dimineața, doamna Micșa. Bine v-am găsit. Bine ați venit la noi în vizită. Ne bucurăm că ne-ați ales să ne vizitați. Chiar dacă afară este o vreme ploioasă, iată, ați venit cu soare în suflet, pentru că eu simt energia pozitivă a acestor copii. Da, așa este. Am venit cu grupul clasei a 3-a A, copii frumoși, talentați și foarte curioși. Cum învață? Foarte bine învață. Foarte bine, au rezultate foarte bune, atât la învățătură, cât și pe parte artistică. O chemăm iarăși lângă noi aici pe Ana. Ana, vrei să ne cânti ceva? Da. Iată, la început a spus nu, dar eu mi-am încercat norocul și a doua oară până a spus da. Ce vrei să ne cânti? O doină interpretată de Mariana Drăghicescu, Un bătrân la copii spune, pe care am cântat-o în foarte multe concursuri și am obținut rezultate destul de bune. Eu sunt la curent cu rezultatele tale foarte bune, te felicit și să-i dăm drumul cântării, ce zici? Da. Haideți să cântăm. Ana Maria Moldovan. Un bătrân la copii spune, o bine ar fi zi, ce mâine și-am trugit eu cu-i rămâne, și-am trugit eu cu-i rămâne, n-o veni ziua ce mâine, copilașul mei. Bine-ar fi doar rămânea, la șine am legănat, la șine am legănat copilașul mei. Bravo! O probă de foc pentru oricare dintre noi. O doină la orele acestea ale dimineții este destul de greu de realizat, însă Ana Maria nu s-a dat înapoi și a trecut cu brio această probă. Ce ziceți, colegii? V-a plăcut? Da! Vă mândriți cu Ana? Că o vedeți acolo pe scenă? Este singura care participă la astfel de activități artistice? La cele pe folclor, da, este singura, însă, la fel ca și ea, și restul colegilor sunt talentați și participă la concursuri instrumentale, așa, și vocale. Mai avem pe Izabela Danieliuc, care cântă la fel de frumos, dar ideea e că ei toți cântă foarte frumos. Au și o melodie pe care să ne cânte împreună, ceva de cor? Doriți să ne cântați împreună? Da! Da, da, avem, cântăm cu Negativ. Au mai multe melodii pe care le au înregistrate, pe care le pot cânta oricând și oriunde. Dar nu doriți să ne faceți o demonstrație așa ad hoc? Haideți să vedem, copii. Este mult mai simplu, că și timpul ne presează. Cele mai frumoase flori, da? Așa, pentru că este primăvară și pentru că e orașul înflorit. Însă cele mai frumoase flori cred că rămân, așa cum spune cântecul, ei, copiii din viața noastră. Copiii de la Ion Pidu, elevii clasei a 3-a, prezenți în această dimineață la Din Suflet pentru tine. Minunile lumii, minunile firii, nu șapte cum s-a spus de atâtea ori, adevăratele minuni ale omenirii, ex miliarde în grădinile iubirii și cele mai frumoase.
cele mai frumoase flori. Nu spanseluțele, nici trandafirii, cele mai frumoase flori. Apar pe lume în grădinile iubirii, cele mai frumoase flori. Se duc la școală cu lecția învățată și chiar de nu i-am rătat 10 câteodată. Sunt totuși cele mai frumoase flori. În lumea întreagă întâlnim atâtea flori, ha, ha, pe care le sărută soarele în zori, ha, ha, și fluturași de catifea plin de uimire le fac într-una declarații de iubire. Sub râsul lor are ceva copilăresc, ha, ha, care vibrează ca un suflet omenesc. Poate în grădina lumii horă de culoare, născut speranțe, bucurii și sărbătoare. Și totuși, și totuși, cele mai frumoase flori, nu spanseluțele, nici trandafirii, cele mai frumoase flori. Apar pe lume în grădinile iubirii, cele mai frumoase flori. Se duc la școală cu lecția învățată și chiar de nu i-am notat 10 câteodată. Sunt totuși cele mai frumoase flori, cele mai frumoase flori. Nu spanseluțele, nici trandafirii, cele mai frumoase flori. Apar pe lume în grădinile iubirii, cele mai frumoase flori. Se duc la școală cu lecția învățată și chiar de nu i-am notat 10 câteodată. Sunt totuși cele mai frumoase, cele mai frumoase, cele mai frumoase flori. Cele mai frumoase flori ați fost voi și să știți că ați fost un cadou minunat pentru mine și radioascultătorii în această dimineață, mai ales că era o surpriză, dragi ascultători, nu știam că acești copii ne vor călca pragul în această dimineață, dar au făcut-o și noi ne bucurăm foarte mult, i-am primit cu mult drag. Vine iepurașul. Da? Da? Îl așteptați? Da! Ați fost cu minți? Da! Ați primit cadouri deja? Eu. Păi la mulți ani îți spunem. Și toți colegii, nu? Da! La mulți ani! Câți ani ai împlinit? Hai, vino aici, lângă mine. 10. Cum te cheamă? Luca. Luca și mai cum? Ian Puia. La mulți ani? Ai împlinit 10 ani? Da. El și... este micul nostru actor. Am crezut că ești fetiță. Și mă miram cum te cheamă Luca. Nu. Ești băiețel? Și îți place actoria? Da. Mama joacă și mai joc și eu. Cochetezi și tu? Da. Da? De ce îți place actoria? Bună întrebare. Place. Îți place și gata? Da. Nu trebuie să existe explicație. Foarte bine. Avem și alți talentați? Mai doriți să ne cântați ceva? Nu. Cineva? Nu? Luați așa pe nepregătite. Băi, așa? Da. Ei se descurcă. Cine cânte? Cine mai vrea să cânte? Vrei să cânte? Nu. Nu? Putem să școala mea. Sunt plin de emoție, chiar dacă eu credeam că, iată, copiii nu au emoții, sunt totuși plin de emoție pentru că sunt responsabili, nu-i așa, doamna? Da, da, da. Ei știu că nu pot cânta oricum, nu pot cânta oriunde și oricând și atunci sunt, apare această reținere a lor de a cânta oricând și oriunde. Unde mai mergeți? Mergem acolo unde suntem invitați și acolo unde Consiliul Artistic al Școlii, care ne dă voie sau nu să participăm la diferite acțiuni, ne aprobă plecările, ieșirile noastre în public pentru a reprezenta școala, pentru a cânta numele școlii. Și în această săptămână, în săptămâna altfel, ce v-ați propus să mai vizitați? Am avut o grămadă de acțiuni, am fost într-o excursie, au fost la bazinul de not, au notat, am fost la teatru, am avut tot felul de activități altfel decât de obicei și iată, astăzi am venit să vedem cum se lucrează la Radio Timișoara. La Radio Timișoara se lucrează cu drag și spor, avem o invitată în cea de-a doua parte a emisiunii, așa că ne-ați prins la fix cu un moment de răgaz înainte de știri și v-am primit cu drag, ne bucurăm că am putut o face. Vă mulțumim tare mult pentru găzduire, vă mulțumim că ne-ați oferit ocazia de a vedea un studio de emisie și
Vă dorim succes și vă ascultăm cu drag în continuare. Vă mulțumim, sperăm că le-a plăcut copiilor. V-a plăcut la Radio Timișoara? Da! Anunțați-ne din timp și poate, iată, reușim să, cu negative, să ne cântați ceva organizat, cu toate că a fost foarte bine și în această dimineață. Da, spontan. Spontan, ceva spontan. Voi sunteți capabili, fiind elevi ai Liceului de Muzică, puteți, nu? Da! Eu vă doresc mult, mult succes, iepurașul să vă aducă tot ce vă doriți și să reveniți cu drag la Radio Timișoara. Vă mulțumim și noi și vă dorim o primăvară minunată. Asemenea. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun de la elevii clasei a treia ai Liceului Ion Vidu de aici din Timișoara, iar pe dumneavoastră vă las în compania muzicii să ne cânte Adrian Stanca, să facă o minune.